Bine v-am regăsit la un nou mirobolant episod din Viața la Fermă. Ia uite-l pe Clornas aici în dreapta mea. Vom merge până la magazin pentru că astăzi începem producția mirobolantă. Bă, ce accident era să facem de brânză. Ia uite-l pe Clornas acolo pregătit. Călcăm, călcăm, căprioara, căprioara. Bă! Ok, aveți-l pe Clornas acum, nu înțelege nimic. Deci mergem până la magazin să cumpărăm găleți și mulgătoare mai multe și alte chestii. Așa că aș aprecia enorm like-ul la blană, subscribe-ul la blană dacă vă place seria La Fermă, Viața la Fermă. Și bineînțeles cel mai blană mărci pe noșivano.ro, tricouri, hanorace, ghiozdane și multe multe altele pe primul link din descriere, inclusiv acel ursuleț mirobolant. Hai Clornas să cumpărăm noi tot ce ne trebuie. Ai văzut ce bine am condus? Am condus. Ai condus foarte rău, mă boi. Ăsta e adevărul. Oh my god, 84 de dolari. Păi ce cumpărăm noi? Adică nu da, cred că o să mai luăm totuși două small bucket-uri să nu fi venit degeaba. Da, Nocivane, ai uitat pentru că noi am făcut casa, mă boi. Deci nu fi trist, avem casă. Bă, dar deci nu. Bă, iar mă copiez la tricou. Bă, nu te mai luăm după mine, unde sunt gălețile? Deci... tocmai am dat 10 dolari din banii noștri puțini și nu avem gălețile. Deci uite unde gălea gălea ta? Uite unde gălea ta. Am luat două. Ok, deci a, păi am luat-o deja, gata, e bine, putem pleca. Păi da, am luat două, stai un pic. Una este subtir. Subtir? Ok, boys, mă scuzați, vocea mea este puțin răgușită, boys. Iese monstru din Clornas. Ferește! Dar unde-i, serios, unde-i cealaltă găleată? Am luat numai una, Nocivane, am luat numai o... What? Mi-o spawnat-o în magazin! N-are niciun sens. O băgat doamna aia mâna la aia ta, bă, Nocivane, ce fain de muți! E fapt, are sens dacă stau să mă gândesc. N-am stat niciodată să mă uit să văd ce fain arată munții în depărtare, sincer, când e ziua, tu vezi? E tare rău când începe furtuna, mie atunci îmi place. A, da, 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 atunci ai cel mai fain, bun, hai să mergem. Bun, uite-te la munți. Bun, uite, mă, la... sare ce mic, sare ce mic. Tot zis abonații, bă, dar de ce îl trolează Nocivanul pe Clornas? Zi, de ce te trolez? Da, că îți place să mă trolez, mă, băi, că nu poți, asta e adevărul și încerci prea tare. Nu, de fapt îl trolez că e funny doar, atât. No, bine, și el boys, când prinde ocazia mă trolează pe mine. Why? Deci, fair enough. N-aveți idee, boys. Bun. Ok, ia vezi-mă pe mine. Bă, bă, ce frumos, am trecut printre. Deci, vorbesc serios, ne-a răsturnat. Nu ne-a răsturnat, mă, boi, aveți. Mă, ce am, am super puteri, nu e o problemă, mă, boi. Bun, deci undeva în dreapta este. Păi atunci trebuie să mulgem să vindem puțin și all is good. Da, exact, Nocivane, ar fi idee bună să nu te mai bagi în copaci. Mă, ar fi o idee să... De ce e un porc? Bă... Clornas? Clornas, ai avut grijă de porci! De ce-i deschis la porci? Am văzut porci afară. Nocivane, am fugit porcii! Bă, stu-ți... Ok, credeam că e doar unul și credeam că mi s-a părut... Efectiv, e un singur porc înăuntru și ăla e mort! Și ăla e mort! Păi ori pleca pe ea departe de mâncare! Nu! Sau nu mai aveau oricum mâncare, cred că nu mai aveau. Nu, sunt doi morți! Da, sunt toți pe moarte în momentul ăsta, Clornas. N-avem bani să le dăm mâncare. Bravo, Nocivane, că ți-o trebuie să-ți cumperi metal ca să îi... Ioi, tu dă-te jos de pe aia, mă, scrofă! De ce? Așa. Da, din păcate nu prea mai avem porci, Clornas. Ce facem acum? Nu mai avem absolut deloc mâncare pentru ei. Băi, Nocivane, cine te-a pus? Liberi. Pe mine cine m-a pus, ha? Păi cine te-a pus? Uite aici la refidere! Păi dar n-avem bani! Mă, nu, hai de cap, ok, fii atent, Nocivanu, repede, te-ai porcii ăștia corubit. Și cum adică mustața albastră? Da, hai să ducem carnea asta repede, într-adevăr. Repede, taie, deci ducem carnea asta pentru a salva ceilalți porci. Închide tot, să nu mai fugă măcar cei care sunt înăuntru. Da. Ok, all good. Okay. Și ne trebuie refrigerator. Unde e aici undeva? Mă duc să le iau, mus să le iau. Aici. Ok. Unde? Acolo, perfect. Avem o groază de lapte, avem 45 de litri, deci putem să începem producția de brânză. Brânză, neapărat. Dar nu avem ce ne trebuie momentan. Neapărat brânzaiții, boys, brânzaiții, vreau brânzaiții, Nocivane, hai, dar repede să vindem. Acolo e un pui, bun. Lasă puiul, Nocivane, și merge să vindem. Ai luat toată carnea? Da, am pus-o aici în spatele ăsta. Doamne, porcii peste tot și vor muri. Sus. Nu, știi ce, du-te tu și vinde, eu încerc să... Nu, pune-te tu la volan. Încerc să mai fac ceva pe aici, poate găsesc niște mâncare.
Și măcar să fac toți porcii la loc sau ceva. Bagă toți porcii! Ei! Tu zici că dacă porcii ăștia fug în pădure, nu-i mai găsim niciodată? Nu, ce faci tu aici? Păi asta zic că pleacă la kilometri, nu-i mai prinde niciodată. Mamă, și nu mai mâncă! Okay, dar nu mai avem mâncare, deci efectiv... Mamă, uite, e unul acolo. O făcut și accident, sfârșitul lumii. Da, nu e sfârșitul, boys. Deci cum a trecut pentru că... Pace aia, boys. Bă, vin de repede și eu dau instant mâncare. Asta e singura soluție. Bun. Zi-mi, te rog, că prins și multiplayer. Deci dacă prind multiplayer la porc, la porkiți, boys. Deci ești cel mai fericit om lume la porkiți, te rog, la porkiți, la porkiți, la porkiți, la porkiți, la porkiți. Hai, te rog, te rog, intră. Măcar... Da! X2! What? X2! Bun, vin. Nu cred că e. Du-te, mă, mincina. Ba, serios, o mie, a făcut-o mie, uite-te, serios. What? Ok, fii atent. X2! Avem la limită... Hai, mă. A, trebuie să dau râle, ok. Refidere. Bom. Perfect, gata, am umplut toate de mâncare. Mamă, toate sunt full în momentul ăsta. Fii atent, Clordas, am salvat, da. De fapt tu ai salvat, de fapt amândoi am salvat, da, un porc gravid. Yes! Care e destul de mic dacă mă întreb pe mine, ceea ce e un pic dubios, dar nu contează. Da, pe purcelul Nocivano, boys. No, nu, nu e Nocivano. Păi nu mai există Alexen, deci ok. Nu mai există Alexen, boys, există doar Nocivano extra, boys. Opa! Totuși s-ar putea să moară, să știi. Dacă stau să mă gândesc. Adică nu, că acum poți în zona aia și... Păi să mănânce, nu mănâncă. Bun, ăsta e full. O să mănânce, Aoleu, Nocivane, am venit acasă. Bun, avem 3 porci înăuntru momentan. Îl bag și pe al patrulea. Repede, boys, luăm pașul de pe frunte. Și luăm ăștia, boys, deci iau... Ăștia care sunt foarte departe, nu ceva, nu, ok? Bun, avem 4 porci momentan, să știi că nu e rău totuși. Dacă nu-i mai prindem pe restul, încă unul mort. Hai, porc! Ce, man? Mai unul! Da. Nu-i bea, cum să vând că e X2, mă, boy. X2, ce înseamnă X2? Păi nu mai poți să, că e gata, uite cât e ceasă. X2 morți! Mă, cum au murit ăștia acum, bă? Acum 2 secunde erau vii. Nu a apucat să mănânce și era și gravid unul. Come on! Bă, frate, dar nu înțeleg! Când... Explică-mi, când au apucat să nu ai... De ce râzi? Nu știu, voi să... Deci... Explică-mi, când au apucat să nu mai aibă mâncare? Noi tot timpul le-am pus mâncare, n-are sens. Dar oricum, da, acum cu ăstea gata, nu mai avem probleme. Da, Nocivane, la cât se închide magazinul? S-a închis. Nu. La 7 sau la 8? Nu spune așa ceva. Serios? Nu mai prinzi. Nu mai prinzi, chiar s-o închis? Da, 100%. Bun, deci momentan am salvat... Bă, frate, a murit în fața ochilor mei! Bă, what? Bă, n-ai cum, de ce nu mănâncă? Au mâncare și au apă. Și știi ce nu înțeleg? Avea viață full, că m-am uitat. Cum îi scade viața atât de repede? N-are sens. Pur și simplu, nu are sens. Mă, what? Asta e imposibil, așa ceva. A murit Clorna. No, bă, mai unul afară! Da, e plin de porci morți. Ai, deci, oricum, știi ce? Noi nu ne focusăm pe carne momentan, ceea ce înseamnă că măcar avem bani să producem lapte și brânză. Okay. Deci e ok. All is good. Mai e un porc la distanță, dar ai zis, dă-l încolo. Da, efectiv, te-ai uitat la el și ai zis, hai. Da, de-i Skywalker, boss, am un noapte. Hai să ne culcăm repede. Bun, trebuie să ne băgăm la somn după ce bagă porcul ăsta înăuntru. Da, nu ceva, sigur funcționează feederele astea, adică... Da. 100%. Sigur! 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 Dar serios, nu știu, mi-e frică. Am băgat un porc înăuntru, a ieșit 3. Hai că te ajută, dar nu funcționează. Opa, ce să vede așa verde, boys? Parcă vin Edenii. Hai de capul meu, intră, boys. Intră, perfect. Bun, bă, avem 4 porci, 4 porcuți. Din ăștia se înmulțesc, o să fie easy. Easy money. Bun, da. Hai să dormim pentru un moment. Da? După care... Coffin, boys. Yes. Te las pe tine să te ocupi un pic de fermă. Exact, boys. Mai dai tu apă, mai dai mâncare, normal, tot ce trebuie. Da. E rândul meu, boys, e rândul meu. Și eu mă duc până la Maga să cumpăr ditati. Ditati? Nu știi ce faci tu până vin? Hai cu mine, hai cu mine. Mai am un mort aici. Lasă că nu mai avem ce face, e la umbră acolo, nu e problemă. Hai cu mine, fii atent. Da. Tu vii aici, mă, boy. Așa? Dar ne trebuie... Oh my god. Ne trebuie oale. Oale! Mă întorc eu cu oala. Oale! Sau hai, tai și tu, ai și tu, că momentan nu cred că mai ai ce face aici. Nu vrei să luăm carnea tătă să vindem, așa, să, în același timp? Da, bun, hai să ducem și carnea. Bun, și facem așa. Investiții majore în cea mai mare producție de brânză. De brânză, brânza mafiei, boys, hai da. Brânza... Mafia,
Brânza. Brânza. Cum a murit asta, da, brânza. Brânza, rânza, șcrânța. Ok. Boys. Ai acolo la full? Murit tot porci. Nu a murit chiar toți, că mai avem patru, ți-am zis. Mai e un mort aici, dar cum n-ai ajuns aici, boys? Încă unul acolo! Și tu unul la depărtare care nu-i mort, îi salvezi viața. Da, salvează viața, te rog, ăsta e mort aici, boys. Strânge carnea de peste tot. Știi care au supraviețuit? Puișorii foarte mici, care s-au născut de puțin timp și aveau deja hrană hunger, și toate cele, da, aveau hunger. Era mama din burtă. Ai, oricum, nu făceam față momentan cu atât de mulți și aveam nevoie de bani. Aici, nu, ceva înalt aici la mine. Adul. Stai așa că acum, scule carnea. Ai, mort, credeam că ai găsit altul viu. Nu, viu, e viu, dar o smuc pe el. Ok. O smuc să-l iau, să-l salvez, mă, băi, nu-l las acolo să putrege. Om, ok. Perfect, deci avem 5 porcușori. Mai aici, boss, mai aici, repede. Mai e unul viu aici? Mamă, nu mai aici, da. Why. Unde l-ai văzut pe la viu? Acolo, la vacă, la vacă. Uite. Uite-l, văd. Da. Dacă avem 6 puiuți, suntem regii. Păi, suntem foarte bine încă și facem și bani de la carne. Da, oricum, e bine că avem mai mulți, că dacă niciuna nu era scroafă. Nocivane. Ce? Orice ar fi... Nu mă interesează schema, trebuie făcut. Păi da, să e facem prea bun. Multă carnutaci, boys. Bun, mai e și înăuntru, mai sunt două bucăți. Ce asta, este plin? Hai da, de capul meu, eu. Ok. Bun, hai că ți-arunc eu bucățile peste, în fața mașinii. Mai este una aici, da, perfect. Da, deci avem 3, 4, 5, 6 porci, tare, iau și pe asta. Bun. Mamă, boys, what? Perfect. Și acum mai dăm o tură rapidă pe undeva pe aici, să vedem dacă mai sunt cumva corpuri de porci. Da, exact. Nu cred că mai sunt. Dar nu cred că mai văd, da, hai de toate. Să-mi zici tu dacă mai sunt. Ia da, să uite vedem. Așa, bă, stânga-dreapta. Să nu mai fi fugit niciunul prin zona asta? Bă, nu, dar. Ok, all good. Mergem la maga, vindem tot și ne întoarcem cu o mulgătoare! Hai de capul meu! Mă, cum am prins viteza aia? Zici că avea viteză infinită. Doamne, fair boys. Da, nu știu, bă, nu știu, chiar a fost turbare aici. Ui! Mă, okay. Cum am prins viteza? Doa. Ok, da. Cred că nu trebuie să am carnetul nici în real life. Da, unde merg? Ia. Deci, unde mai... Am să fac accident. Să băgăm combustibilos, my boy. Bine, my boy, nu mă vine de așa mașină asta! Săracu. A, avem mașina, da. Adevărat. Nu băga tu. No. Mâna. Lornas. Da? Da? Da, hai mă, bagă, hai că băgăm în ambele oricum că avem bani. Păi normal că avem bani, am un boys. Te rog frumos, uita ce. Bă, nu! Mașina mea! Nu, ce vale mașina mea? Săracu. Că du-te tu pe lunde! Cum face să bese. Ca drujba face. No, să bese și nu mere. Na, eu nu știu să bag combustibil. Nu. Easy win. Bă, dar fața ca mea are combustibil, dar nu știu de ce nu pleacă. E stricată. Ios, cum face? Mi s-a stricat. Cât mai trebuie, bă? Bă, dar ce are? Okay, gata, bun. Perfect. Okay. Frumos, dăm ăsta jos, pune la loc. Ok. Și mi-a furat mașina acum, nu? Nu, ai stricat mașinile. Cum a stricat, mă, uite? Mie nu merge să conduc! Ia, dă-te jos. Hai să facem și pe asta full. Stai să facem și asta full. Hai aici. Bine. Bravo. Așa. Bagă. Nu. Așa acolo, exact. Bă, nu merge. Gata. Așa. Ia. Bum. Zi. Se umple, boy, se umple. Crește mațul la mașină. Pa, bun, hai, te las aici, mă duc să vând. Da, și că lasă. Hai, cine ajunge primul primește like. Unde? La maga. Ok, și zici ce-ai plecat primul. Ca să iau like. Ce-ai plecat primul, mai mănică? Boys, vă rog frumos. Deci, vă rog frumos. Faci accident, fii atent. Fii atent că faci accident. Nooo. Până acolo.
Frumos, easy. Frumos, da, bravo, bravo. Bun, bravo. Și avem 3x la cartea de porc. What? Nu, glumesc. Bun, va trebui să dăm, să facem schema. Clorna, hai că te aștept. Am pregătit aici pentru tine ceva super special. Super special? Mamă, ai pregătit tete deja? Dar vreau să te impresionez, hai aici. Ce scrie aici? Ce scrie la porc? Price multiplier. 1,8. Let's go, hai să deschidem asta împreună. 3, 2, 1. 3024. What? Suntem milionari. 3700 de dolari. Ok, 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 boys. 3000, perfect. Bun, mai ai și tu niște din astea și poți să le pui la tine în mașină eventual. Da, da, da. Mamă, 3000, boys, nu vine să cred, ăla-i prea bolunzeală, boys. Suntem efectiv milionari. În momentul ăsta mergem la celălalt maga. Da, să vedem. La celălalt maga. Pe unde se merge? Pe aici, pe aici, pe aici, bun. Așa, el nu e ajunge niciun... primul, primește subscribe. Pe o mașină, nică, uita să bată toate astea, boys. Păi cum, am băgat și eu tot. Păi sunt ca acele. Deci văd dacă ți prin, dacă ți prin aia. Deci să văd dacă ți prin aia, boys. Boom! Deci ceva s-a întâmplat cu nocivanul acolo. După cum vorbește, boys. Deci fii atent. Prea tare. De, trebuie să mai sărim o dată neapărat, să vezi și tu. Aha, ok. Mai hai, urcă în mașină. Unde ești? Da, aici. Hai, urcă în mașină. Aha. Și fii atent. Ne luăm bun avânt și o să fie săritura da vieții tale. Săritura vieții mele? Sărim pe place, îți place în carusele? Da, ma boy, fii atent, de nu sărim pe... Ador caroselele, boys, ador. Bun. Dar sărim pe maga. Pe maga sărim. Mamă, dar cât merge în spate, boys. Dar să luăm boys avântul. 3, 2, 1... Și... Let's go! Da. Pleacă un pic în greu, sincer. Hai mă, hai mă, hai mă, hai mă, zi, 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 zi. Hai că prinde viteza maximă, sper. Da, 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 da. O prins. Wow! What? Mamă! Ok, acum cum o mai întoarcem? Nu mai întoarcem, gata, lăsăm așa. Ba nu, ba nu, uite. Bum! Am aruncat în aer. Perfect! Mamă, hai să vedem în ce investim. Bună ziua, domnișoară! Mamă, ce îmbrăcăminte! Ne trebuie deci... milk can-uri încă două. Eu așa zic, tu ce bun zici? Ok, mai două milk can-uri, ok. Mamă! Ne okay luăm milking machine. Milking machine? Mașină de mulți! Eu zic că da, să mușem neamul. Nu! No! Păi, da, cineva manual, cineva cu mașina, să ne mișcăm mai repede. Bă, ce se aude? Ce se aude afară? Nu, pot să cred că ai cumpărat prostii, te rog, spune-mi că nu. Ce se aude afară, nocivanu? A, uite și pe... Bă! Și penuri ne trebuie, egg basket, ok. Ok, ok. Ce se... uite, mold ne trebuie. Mamă, ne trebuie, ne trebuie, ne trebuie. Bă, câte chestii Stanner, ne trebuie. Da, ho, nu milking machine din alea, le mulgem noi vacile amut. Nu cumpărăm de astea, mu. Păi, da, am cumpărat și eu câteva chestii. Cât i-ai cumpărat? Câteva. Nu, ceva, nu mai avem jumătate din banii care am avut. Ce? Ai nu jumate, că am avut 3600. Ai cumpărat unii astea de lapte? Da, ok, da, te înțeleg. Bun. Hai să vedem, asta-i inventarul. Un... Ai cumpărat niște egg baskets, care avem 3000 acasă, ca idee, boys, avem 3000. Avem aici din ăsta de mulți vaci. Bun. Nu că se ne trebuie milking machine, da. Milking can-urile. Ok. Și... oale? Bă, ai luat destule oale, nocivane. N-ai luat destule oale, fii atent. Nu, trebuie mai multe, da, într-adevăr. Deci, nu ne mai întorcem altă... Ok. Ai dat ce? 300 de euro pe nu, niște 500. Oale. Nu, dar cred că ne okay trebuie doar una, sincer, dacă stau să mă gândesc acum. Una! Și mi-a cumpărat 500 de dolari! Se mai întâmplă, mă, voi, ai. Și ce-s astea? Care astea? Mucegai! Am cumpărat deci am mucegai. Deci am dat bani pe mucegai, mă, bată la maru! În loc să așteptam să se strice, noi l-am cumpărat. Deci nu... Mamă... Hai, mă, că e deci... investiție bună, crede-mă. Ok, îl cred. Hai, da. Bun, dar nu ești tu mașina cealaltă? Ha, o iei tu de data asta. Ha, bun, asta hai e mașina galbenă a mea, boys. Ok, cine ajunge primul primește membru. Ok. Eu nu am de la mine de membri, boys. Cred că ar trebui să-l activez. Deci oricum primesc eu. Deci oricum primește ceva nu, boys. Și, da, și dacă știi eu și dacă știi el. Dar el își face accident ușor, că nu știu ce să conducă. Mi-a trebuit că face boom. Bă, nu-i cinstit. Păi ești dita mai matahala cu mașina aia.
A făcut accident. Easy, am ajuns primul? Am văzut, da. Care sos, mă? Urât faci, doamne. Doamne, ce m-am nervat acum de ăsta. Bun, fii atent. Hai să încercăm milking machine-ul. Mai, uite, okay. Să te învăț să dai de mâncare și apă. Vii la asta. Da, știu și da. Umpli cu bani și după aia dai E. Deci cu E umpli alea, fiderele. Nu se prea umple, dar în fine. Okay, și dai și apă de aici din spate. Ok, nocivane, momentan eu am toate vacile-s moarte. Ce? Bă, chiar sunt. De ce avem vaci plantate? De ce avem capre plantate? What? De ce avem... Asta-i moarte! De ce avem cap... De ce-s moarte? De ce-s plantate? Lasă tu de ce-s moarte. Băi, au murit caprele, mă! Dar nu înțeleg, care este. De ce au murit? Cât doar mâncare avem? A, cred că au murit când au murit și porcii, mă. Ok. Deci pur și simplu eu nu mai înțeleg nimica, mă. Ne-au murit caprele, ne-au murit cerbițele, ne-au murit porcii, tătu. Dar au murit țapii, cred, ceea ce nu e atât de... Sa? Sa, e rău, e rău, e rău, nu ceva, orice o fi murit. Oricum, de acum nu mai moare nimic, Clornas, crede-mă. Da, bine, hai că... A, uite, și o căpriță e gravidă oricum. A, căpriță gravidă. E bine, e bine, e bine. Bun. Duce memoria cerbilor după aceea, boys, ia și... Hai la mine să vezi. Da, spune. Adu un mil, un de la, un milk can. O, deci minăm vaca. Minăm vaca. Milcuim, boys. Ce se întâmplă cu cerbița? Hai aici, fii atent. Au spas pe boys. Mamă, deci asta bumba. O adăugăm aici, la milking okay. Machine. Și hai Nelu încoace să te milcuim. Luăm ugeraru. Și pune pe Nelu. Și... A... Am crezut că e vaca. Ăla-i Nelu, boys. Ia, ia top, unde ia. E bolunda? Tăca, 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 tăca. Gata. Da, mă, cum i s-o pus pe uger? Avem 5 litri. 5 litri? Ok, uite pe bumba, hai bumba încoace. Ia, ia că tot. Păi nu putem, nu putem să punem... Hai, scrof încoace cât nu putem să combinăm, bă, vaca cu lapte. Cât e de grasă. Păi nu putem, bă, combina pe laptele de bumba cu laptele de capră. Păi și ce ai milcuit numai capra aceea sclerozată? No. Sclerozată? Deci hai băga lapte de la capră. Mai adun capra cealaltă, uite aia din față. E moartă! Nu pe aia moartă, nu pe aia vie. Nu acolo, ăla-i țau. Păi nu, ăla, aia! Oi, care? Aia, mă rog. Asta-i țap, mă. Nu-i țap. Nu-i țap? Nu. Sigur nu-i țap, mă. Da. Ok, da-i țap. No, fine. Avem o singură capră, bun. Păi atunci trebuie să luăm ăsta, așa. Îl punem aici, îl păstrăm aici, acolo. Așa. Și, dar de ce avem capre plantate? Oare vor crește mai multe capre dacă e plantată? Da, eu nu înțeleg, boys, s-a întâmplat episodul ăsta, a fost cel mai blestemat episod. Deci fii atent, dacă mai ții minte, am jucat noi, bine, am jucat de curând, deci trebuie să ții minte, plantăm deci diamante. Deci aici am putea juca, plantăm capre. Da, plantăm capre, mă, boys, și cresc mai multe capre, doamne feri. Hai, bubă încoace. Bun, adu-o încoace. Ia, deci ce grăsane nocivane. Tu te seama că dă 35 de litri? Eu, de nu, da, de unde 35 de litri? Tăca, 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 ia, 4, 5, bă, ia, 7,8, bă, ce sorbe, sucul din ea, boys. 14 litri. Nehalită ce ești, cât lapte ai tine? Păi cum, doamne, că noi suntem nehaliți dacă te-am luat? Da, și să sorb și eu puțin. Bun, ok, hai să, dar nu putem, ce facem, mă, cu caprele astea? Hai să le... Păi sunt morți, săracele. Să luăm carnea. Măcar atâta, boys. Bun, adu un cooler din ăla, te rog. Și... bă, dar cum se face că avem 2 tauri, o vacă, 2 țapi, o capră? Come on! Păi da, chiar așa, ghinioniști, boys, până la... Ai, trebuie să așteptăm până crește Clorna. A, bă, stai puțin. Și vaca cheamă Clorna, mă. Da. No, e fain, boys. No, eu am la ala, boys, și... Ia căprioara. Ok. Fii atent. Ah, am ratat. Fii atent, voiam să mă întorc să trag în tine. Ce știe șobolanul, mă. Bun, ok. Hai să luăm oalele și să ducem tot în casă. Tot mucegaiul, toate chestiile. Ascultă, le punem aici pe masă. Zi. Mirosul de casă nouă. Ai de nu mai e atât meu de nouă, my boy. Cum adică, urma de o zi nouă? Păi, o sta porcii azi noapte aici și tu când ai fost plecat, am adus porcii. Stat. Că eu n-am stat în casă. Ce glume are cu mine, mă. De la joacă, joacă, joacă!
Ok. No, ciopa, joacă. S-a Credeam întors că roata. Nu ai încărcat pistolul. S-a întors roata. La zid. Deci bun. Uite că ai murit din păreți. Hai să începem munca, maboi. Hai, deci eu nu știu cum pot. Deci să efectiv toate stele ducem așa, cât mai aproape. Asta e cea mai rapidă schemă. Așa. Bun, trebuie și ouăle, le scoatem. Ouăle? Băi, nu știu ce brânză facem, ceva nu cu lapte și ouă, eu nu înțeleg. O să vezi tu, nu te deci pricepi. Băi, eu nu-s brânzar, eu sunt porcar, boys. Deci ca de, eu păi lasă că o să facem și cârnați. Bun. Vom duce în toate astea înăuntru, în am casă. Le teleportează în ceva, nu, boys, n-are rost. Cheater-ul, ia. Hop, 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 hop. Frumos. Bun, și acum le luăm și le aranjăm aici. What the? Ok. Le aranjăm acolo în căsuță, boys. Dar bun, chiar le facem stack-ul frumos în casă. Hai da. De ce am adus din ăsta ciment în casă? Da, numai tu știi, moi, mămnică. Am luat de toate. Ești câte ole. Ia, mă, că... Bun. Și acum, hai să începem. Deci ai pus oala acolo, luăm laptele. Da. Bam, bam. Bam, bam. Pune-i capacul. Gen cu E, hop, hop. Și acum se face brânzica. A, dar nu-i bine că trebuia să punem de toate. În fine, asta e brânză normală. Hai, nu, ce pare tu crulul de acum. Bun, facem de la brânză normală. Ok. Ia vezi ce gust are brânza. Ia, miroase bine? Ia, miroase bine acolo? N-am tras. Puteam să trag dacă vreau. Bun, avem brânza. A, nu, așa, stai. Așa trebuia să o iau. Trebuie să apăs pe E. Bun, aha, și fii atent. Acum am luat doar brânza și o punem la uscat. Aici. Deci stai puțin. Dar în ceva ca idee. Deci eu am fiertă la și o ieși de 3 ori mai multă. Da. Wow, tu de câte brânză putem să punem, în ceva ne, hai să facem. Bun. Punem așa și stai că să nu dai E. Bam, bam. Așa. Și acum, hai să facem, de care facem noi oare? Mold. Bun, pune în ambele. Așa. Stai puțin că poți pui mult. Uite, hai să luăm și ou. Nu pune mult, mă, una doar. Una pus doar, doamne feri. Uite, punem un ou. Ia și tu un ou cu E. Și îl pui tot cu E în cealaltă, că într-una am pus. Mamă, dar brânză cu ou. Ce Dumnezeu. Deci numai nu ceva nu știe ce face acei boys. Hai mă că-s bucătar la mine că în sat. Dar n-am loc de tine, no. Sunt bucătar la mine în sat. Deci am pupat literalmente preșul, boys. Așa. Vreau să punem și toate astea. Acum ideea e că trebuie să folosim un singur pachetel până la capăt. Să le facem la fel ca să prindem multiplayer-ul, știi? Nu, Civane, nu ne pune pe... Uite, avem raft în casă. Nu pune-le tu acolo, frumos. În casă. Mamă, okay? Cum arată asta? E verde, așa, zic că e cu muci. Ce ai găt... Ce-o găt aici, nu, Civane? Bine că o vindem. Ok, normal. Deci aia să nu pui pe raft cu cea... Bă. Ce? Bă, what? Ce? What? Ai auzit ce s-a auzit? Nu. Nu, ceva nici s-a auzit? Nu știu. Ok, asta normal. Nu mai pune ouă înăuntru! Ba, dacă-s mai scumpe după. Nu mai pune ouă înăuntru! Uite așa, să iei foc și asta. Bun, acum treaba e în felul următor. Noi ne mai trebuie o casă. Ce? Uite, dar nu mai avem aragaz. Știi că nu cumperi încă un aragaz? Mai faci o casă. Stai, nu, stai să înțeleg logica. Da. Deci, în loc să cumpărăm aragaz, noi facem o casă? Da. Uite, dar doar așa pot să joc ăsta. Ok. Ok. Eu iau brânză și nu mai zic nimic, boys. Cât bun, durează că... să facă brânziță? Nu mai pregătesc. Nu mai avem lapte? Wait, what? Gata, nu mai avem lapte. Foarte bine. Foarte bine. Bun, mă duc să aduc laptele de aici, că mai avem de vacă. Și facem și brânză de capră, da. E capră cerbiță îndoită brânză, boys. Ce vorbește, mă, Clor, las incantații? Bă, mă, să culeg ouăle, lasă-mă pace. El culege ouăle. Păi, dar cum le zici? Le strângi. Păi le culegi. Le culegi. Unde pe jos le culegi, boys. Aici am cules un nou, două, trei, o, boys, am cules. Ce, culegi numai răsadurile? Da. Hopa, lasă-mă, nu, ceva, ne-mi pace ouăle. Ce cocoș, domne feri. Nu, ceva, nu? A. Ok, nu vă întreb de ce sunt 14.000 de găini una între alta, dar... A! Ce m-a spărea, mă! Bă, ce m-a spărea, ridică-mă dacă ești tare! Ce ai pățit?
Deci, ridică-mă de starea, mu! Bă, n-o pușcat-o ceva în un grumaz. Păși, aci-i scoală-mă. E scoală-mă că... Te mănâncă cocoșul. Uite hai, cât e sunat rata. Uite-te cât e. Mamă, ce-i chelic, Lorda. Download game și n-am salvat. Nu, 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 nu. Friendly. Friendly. Ia, hai, trage acum după mine. Pare că te numerez din prima. Hai. Stai să încarc. Vezi că încarc, știi? Bă, ce șmecherii, mă. Crede că mă bate așa. Hai, încarc. Hai. De pic. De pic. Îi dau dodge la gloanțe. Deci, ai omorât cocoșul. Ce aparent eu sunt cocoșul. Bun. Okay. Hai, mai adu laptele de la capră și să finalizăm cu brânzica, să o punem la uscat. Mamă. Deci zici că suntem ca niște copii din aia care se joacă pase cu mingea, știi? Noi, dar noi ne împușcăm. Da, exact. Ne-am mai jucat un pic, ne-am mai distrat, gata, din nou la muncă. Da, iar de mai împușcăm un pic iar la muncă. Hai, da, mă, boi, uita ce-i pus să șearbă. Hopa, hop. Ai, numai de una avem loc, boys. Mă, dar nu mai e lapte deloc. Bun, hai să punem tot din ăsta. Oh. Bă, de ce așa? What? A, eu am dat eu. Se poate să da. Dar gen, aveam ăla în mână, cred că nu poți să pui. Oh, mă. Nu, nu, n-am tras. Șobolan. Ok, trebuie dar trebuie să nu tragi că n-ai șanse. Aha. Ok. Unde ai fugit? Hai, nu trebuie tare. Nu, mă, ce a ieșit el. Bun, hai să luăm și ultima brânzică. Asta e de capră, trebuie să fie mai scumpă. Nu, nu e mai scumpă. Ba da, trebuie. Okay. Bun, o punem așa. Mai erau trei locuri, dar nu mai avem. Dă-te, mă, din față. Mă, da, nu ți-e mai enervat? Dar nu, și mane, că eu stau pe canapea. Uite aici, și mă la radio. Bun, deci investiția uite foarte bună să luăm 6 oale când ne trebuie doar 2. Deci, eu zic că a fost o investiție bună. Numai ideea ta a fost. Hai să punem ăla acolo. Ce citește el, bă? Bă, eu citesc aici că am găsit ceva, boys. Ducem milking can-urile aici înapoi. Și ce ar trebui să mai facem noi este să mai investim poate în ceva animale? Da. Bă, un născut, cred. What? Da. Ce-a născut? Ia uite, un ieduț. Sau ce-i vițel, sau ușor ieduț. Vițel. Bun. Tu ce faci, mă, acolo? Nu nimica. Am vrut să vin la ied. Da, au pus nume la animale, random, cred. Nu am pus nume la animale, nu știu unde era de nume. O născut. O născut, da, și cred că și căprița, nu? Cerbiță? Unde? Căprița, nu cerbița. Căpriță. A, nu, nu, mai durează. Bun, durează, trebuie să le mai dăm de mâncare, să ne asigurăm că nu mor. Că bun, dacă ne mor toate animalele, suntem rip. Deci, feel all true, hai da. Dar uite, am nu dă feel. Nu dă, uite. What? De ce oare? Efectiv, ție ai apăsat, dar ții degeaba. Oare încă mai au mâncare și te să dai doar când nu mai au deloc? Ia uite-te. Că este dacă-s prea bun să intru. Mai au? Nu. Deloc? Păi mai au puțin. Păi da, probabil doar când e zero. Doar atunci poți. Mă păi gândesc. Na, e imposibil, așa ne mor tățe la porci. Bă, da, la apă e full, dar la mâncare nu vrea să se umple. Ok. Bă, la porci, pe moarte. Și la, ia să vedem, la găini. Da, vedem, încercăm să o dăm mai târziu. Acesta a fost episodul de astăzi. În episodul următor chiar facem mafia brânzei și vindem multă brânză în episodul următor. Toate cele bune, vă salutăm cu respect și pa! Nu, ce asta?